Pocăința. Azi cuvântul pocăință e atât de învechit, iar pe calea de credință mulți merg fără obișnuință, fără un scop clar definit. Au făcut botez odată, legământ cu Dumnezeu, însă viața le stricată de plăceri și bani legate și în păcat trăiesc mereu. Frumusețea mântuirii și mireasma lui Hristos nu-i mai ținta fericirii și plăcerea rea a firii și păcatul rușinos. Cât de mulți azi în biserici, fără frică, vin, se duc, cu adâncă nepăsare, fac de formă o lucrare și pe drumul rău apuc. Din purtare, din cuvinte, nu se văd că-s pocăiți, iar a lor îmbrăcăminte e un semn de luare aminte că-s de lume chinuiți. Pocăința adevărată nu e un hobby sau un joc. Ea e sfântă și curată de Iisus Hristos lăsată ca să nu sfârșim în foc. Pocăința ni se șere să o trăim oricând și înstit, în ascuns sau la vedere, să rămânem în veghere cum Iisus ne-a poruncit. Că și-a marșă aspru odată fi vanșerul judecat, cel ce a fost în drum o piatră și o ispită blestemată pentru sufletul însetat. Prin purtarea ta creștine îți aduni o sânda ta, că și Iisus a spus, știi bine, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Nu-i de joacă mântuirea, e drumul cel mai sfânt. Dacă nu-i cunoști menirea, când avea loc răpirea, vei rămâne pe pământ. Pocăința așa reală este scrisă în cuvânt. N-are urme de îndoială, nu-i o formă, nici spoială, și este în dardul cel mai sfânt. Vă îndemn cu stăruință, chiar acum să ne trezim, în deplină umilință, să trăim în pocăință, ca în ceruri sus să fim. Amin.